Mijlocașul Ionuț Murineanu speră ca Athletic Bradu să își continue parcursul în Liga a 3-a de fotbal. Chiar dacă argeșenii au retrogradat, sunt mari șanse ca ei să rămână în acest eșalon, mai ales că sunt multe formații care se retrag din cauza aspectului financiar. Șansele sunt destul de mari, fiindcă multe echipe nu s-au înscris, multe echipe se retrag la Divizia C și eu sper că Bradu va rămâne la Divizia C, în Liga a 3-a, pentru că au o bază sportivă frumoasă, au absolut tot ce le trebuie, bază sportivă, tot, spuneți dumneavoastră, și până la urma urmei și financiar stau bine acum. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani este una dintre piesele importante ale Athletic Bradu. Situația formației galben-verde se va clarifica zilele următoare.